timp de 45 de minute au discutat aici la guvern reprezentanții de la cel mai înalt nivel ai grupului italian cu primul ministru și cu ministrul energiei. Au vorbit mai ales despre investiții în energie verde și în extinderea rețelelor de distribuție, investiții care pe termen lung ar trebui să aducă inclusiv o reducere a prețurilor de pe piața energiei. Premierul a anunțat ulterior că a discutat cu oamenii de afaceri italieni despre provocarea de a atinge tranziția energetică fără costuri exorbitante, astfel încât să fie avantajos pentru consumatori și întreaga economie. După întâlnirea de la guvern, delegația condusă de Francesco Starace a ajuns la Palatul Cotroceni. S-au discutat și problemele de pe piața europeană și locală a energiei, care au dus la scumpiri și la îngrijorări în rândul consumatorilor casnici și industriali. Președintele Klaus Iohannis a transmis conducerii Enel că este necesar un efort comun al companiilor și autorităților statului pentru găsirea celor mai potrivite măsuri de protejare a consumatorilor vulnerabili. Cu siguranță că s-au axat pe teme de strategie energetică, ce ar trebui să facă România sau să-și împărtășească din experiența lor la nivel mondial. Promovează electrificare la nivel general, prin electrificare înțelegând utilizarea energiei electrice și în domeniul transporturilor și pentru încălzire, de exemplu. Cu siguranță se discută și aspecte legate de evoluția recentă a pieței de energie din România, nivelul facturilor, nivelul tarifelor, chiar și problemele operaționale care sunt, dar consider că, hai să zicem, scopul de bază este viitorul Enel în România. Pe termen scurt, guvernul a promis că de la 1 noiembrie milioane de români vor fi ajutați să-și plătească facturile de încălzire din această iarnă. Surse guvernamentale spun că până la 40% din facturi ar urma să fie compensate, iar pentru scăderea prețurilor se analizează și eliminarea accizelor din prețul energiei.